am gând de vade, vreau să slăvesc pe Dumnezeu care mi-a rândit la arbă să pot să fiu în această seară în casa lui Dumnezeu. Mai important ca o să pot să zic așa, ca mă jos și în Canada, să vizitez aici. Mai important este pentru mine că am putut să fiu în casa lui Dumnezeu. La doilea rând, Duhul lui Dumnezeu, în această seară, nu m-a gândit să spun nimic. Mi-a dat un cuvânt, nu vreau să vrei, să mă răspăviați. Mi-a pus pe inimă două întrebări. Prima întrebare este dacă ne-am gândit în toată umbrarea aceasta noastră aici și pe pământ, fiecare eu le suntem, cum stăm cu pocăința? Dacă mai avem timp de a ne gândi la mântuire și cât de serioși suntem pe calea lui Dumnezeu. Pe mine mă mașină foarte mult gândul că Dumnezeu e aproape și mai important ca orice lucru pe acest pământ, vreau ca fiecare să fiți conștienți, oricât de bogat e sau de sărac e fi, că mântuirea este pe primul plan și eu știu de ce zic asta, am trecut prin multe și nu sunt Dumnezeu că mă trebuie la mântuire. A doua întrebare este dacă ești un timp adevărat. N-aș vrea ca niciunul dintre noi această seară să ne gândim că suntem bine, că suntem în casa lui Dumnezeu, când suntem aici cu orchestra, cântăm, predicăm sau ce se mai întâmplă aici și să nu ne gândim că într-o zi ne vom întâlni cu Iisus, cu Dumnezeu, și aș vrea ca cântăm, aș vrea să facem și o rugăciune dacă se poate. Și mai întâi ca orice lucru pe acest pământ, vreau să fim fiecare conștienți și să fim sinceri cu noi și mai multe toate că există un Dumnezeu care ne vede. Nu știu de ce trebuie să zic, dar aceasta mi-a fost pe inimă această seară de partea lui Dumnezeu și aș vrea să nu ne jucăm cu pocăința, frați și surori. Aș vrea să fim serioși. Despre Daniel se spunea că a luat o hotărâre în inima lui să nu se spurce cu mâncarea pe care o dădea împăratul și a spus să se lase pe el și pe colegii săi să mănânce varză și zarzavaturi. Dar asta nu neapărat că el a cerut așa, ci a vrut să se apropie mult de Dumnezeu și el și-a pus în inima lui o, dacă vreți, o frontieră și a spus, eu nu pot să mă spun. A luat o hotărâre în inima lui să spună, da, eu asta vreau să fac. Și și noi, pe momentul acesta, cât vom trăi, ca să avem victorii, trebuie să ne punem o frontieră în inima noastră ca să nu ne păcătuim. De multe ori zicem, mă, dar e mare ispita, e problemă, nu oricine păcătuiește. Dar vedem că Daniel a avut aceste victorii datorită frontierei care și-a pus, a spus, eu nu pot să păcătuiesc. Așa se cere în Dumnezeu și lucrul acesta. Și în Psalmul 1, cei care cred că știm acest psalm, ferice de omul care
trebuie să fac, frumos așa. Vreau să-i dau citire. Ferici de omul care nu se duce la satul cel rău, nu subește pe gala și oricător și nu se așează pe scaunul și omul ajutor, ci își găsește plăcerea legea Domnului și zi și noapte îi cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit în un izvor de apă, care își dă rupul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este și cu cei răi. Aici le spune patru spune. Deci cei răi nu poate să facă așa ceva. Doar dacă ești în doctorat de Dumnezeu și îți spui frontiere din urmă și să spui că asta nu poți să fac, nu poți să mint, nu poți să fac, nu pot atâtea fiecare unde ești. Unde e slab, să pună în față. Nu tot așa este și cu cei răi, ce ei sunt ca pleacă pe care ascultă rământul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua și lucrății, nici pe cătuși în urmea și unui prihăniți. Vedem că este o zi a judecății și nu, să nu ne jucăm cu pocăința, cu harul care ne-a fost dat. Alții ar vrea să aibă harul acesta, dar nu să fie mântuit și mor atâția și ne întrebăm că unde se duc. Așa că Dumnezeu să ne dea o limbă iscusită, dacă vreți, ca să putem să știm să vorbim frumos, să nu dobărăm, să fim exemple. Dumnezeu ne vrea exemple, nu numai aici. Ne vrea exemple afară, să vadă cei din jurul nostru că suntem copii ai Lui. În 1 Petru, capitolul 5, versetul 5, spune că despre cel smerit, Dumnezeu îi dă har. Așa să ne smerim. Eu vorbesc despre mine, așa să mă smeresc mai mult înaintea lui Dumnezeu. Și cât voi trăi pe pământul acesta, vreau ca eu și ca să am, cum spunea Iosua, să-i sfărăză Dumnezeu din toată inima. Pentru că nu-i merg frumos lucru ca acesta să știi că ești mântuit. Aș vrea să vă gândiți fiecare. Dacă ești mântuit ca adevărat, dacă mai ai bucuria mântuirii, dacă nu cumva ai pierdut-o pe drum. Eu m-am rugat odată și am fost atât de dezlăjit într-o perioadă și am venit și-o dezlăjit peste mine și mă gândeam, Doamne, oare numele Lui scris în carte, vei fi cu adevărat? Oare mă cunoști pe mine? Și Dumnezeu m-a binecuvântat și mi-a dat un vis atât de frumos și mi-a confirmat că mă cunoaște. Mă bucur atât de mult că sunt mântuit și chiar mă bucuria mântuirii. Nu mai trag nimic cu acest pământ. Și mă bucur atât de mult că știu că într-o zi voi fi cu El în veșnicie. Și aș vrea ca fiecare, fraților acestor oameni, să nu ne jucăm pe drum. Să nu ne jucăm pe pământul acesta. Să trăim pocăința așa cum nu trebuie. Și aș vrea ca într-o zi toți că se sunt aici, să fim conștienți că într-o zi Dumnezeu ne va trage la răspundere și este și o zi a judecății. Nu știu de ce trebuie să spun asta, dar Duhul Sfânt așa mi-a dictat. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm din toată inima și să ne apropiem din toată inima către El și să rugăm pe El să ne dea bucuria mântuirii și să ne dea puteri noi să putem să biruim pe această lume care atât sunt scadenți. Dar Dumnezeu nostru este atât de mare și puternic și El poate ca să ne elibereze, El poate să ne dea binecuvântări după binecuvântări și biruință după biruință. Să știți că binecuvântarea nu înseamnă numai averi sau să-ți meargă bine. De aceea aș vrea să intrăm într-o rugăciune și să ne rugăm din toată inima
ca El să ne dea putere să trăim după voia Lui.